nostru public. Bună ziua, stimați telespectatori! Încă o duminică și încă o ediție a emisiunii Magazin TV, în care vă vom prezenta viața socială, economică, culturală și artistică românească. Alegerea tematică a fost și de data aceasta semnalată de evenimente de actualitate din rândul minorității române și tendința de informare despre totalitatea acestora. Iată și primul reportaj. Ziua de 24 ianuarie 1859 se consideră drept Mica Unire a Principatelor Române, în timp ce Marea Unire a avut loc în anul 1918. Vineri, 24 ianuarie, la Consulatul General al României la Vârșeț, a avut loc o măreață sărbătoare a românității, prilejuită de sărbătorirea zilei de 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române, dar și de marcarea la Vârșeț a zilei de naștere a poetului național Mihai Eminescu. Participanții la prestigioasă manifestare culturală organizată de Societatea de Limba Română din Voiodina, în colaborare cu Consulatul General al României la Vârșeț, au fost salutați de domnul consul Cosmin Victor Loteanu, precum și de președintele SLR, care a vorbit la obiect despre Mica Unire din 24 ianuarie 1859, când s-a produs un eveniment de primă mărime pentru istoria românilor și a României. În primul rând, vă mulțumesc că ați venit. În al doilea rând, îmi face foarte mare plăcere să organizez pentru prima dată în mandatul meu aici, în consulat, un asemenea eveniment. Deci, plăcerea de a vă avea alături, dragi prieteni, este cu atât mai mare. În al treilea rând, doresc să-i mulțumesc lui Lucian pentru că, uite, împreună cu Societatea de Limba Română facem acest eveniment. Și nu mai puțin să-i mulțumesc și lui Viorel pentru că distinsul pictor Viorel Flora, fiul savantului, regretatului savant Radu Flora, iată ne prezintă aici câteva tablouri. Și înainte de a da cuvântul lui Lucian, aș dori să vă spun că chiar vă invit să priviți aceste tablouri chiar în spatele doamnei profesor Lelea, nu întâmplător. Se află împăratul Francisc I, chiar acolo, iar ceea ce m-a făcut să mă uit cu luarea minte, Viorel, la Francisc I a fost faptul că el a fost nu numai un rege francez deosebit, ca toți regii francezi, dar a fost protector al artelor. Pe timpul lui, Leonardo da Vinci s-a stabilit în Franța și multe din picturile sale, apropo de pictură, au ajuns la Louvre datorită faptului că Francisc I l-a protejat și apărat pe Leonardo da Vinci. Iată de ce Mona Lisa se găsește la Louvre. Și iată de ce, dacă vreți, geniile umanității, cum putem spune că a fost Leonardo da Vinci, cum putem spune că a fost Mihai Eminescu, sunt mult mai apreciați după ce n-au mai trăit fizic printre noi, decât în timpul vieții. Așa se întâmplă de foarte multe ori, de aceea suntem datori să nu-l uităm pe Eminescu, suntem datori să privim atât poezia, cât și articolele de presă, cât și proza lui, să le privim ca mereu actuale, și să ne îndemne spre un deziderat care apare deseori în creația lui, dezideratul de unitate. Atât prin poezie, prin proză, prin jurnalistică, cât și transcedem la Mica Unire, la Unirea Moldovei cu Țara Românească din 1859, ca prim pas în făurirea statului național român modern de astăzi. De aceea, sub semnul unității, mă bucur să vă văd astăzi aici pe atât de mulți și sper că să vă simțiți la fel de bine pe cât doresc eu să vă simțiți. La impozanta reuniune de la Vârșeț s-a reamintit lucrul bine știut de toată lumea. Faptele mari le fac oamenii, într-adevăr mari. În acest context au fost evocate mărețele clipe astrale care au rezultat cu Unirea Principatelor Române, cunoscută și sub numele de Mica Unire, care s-a realizat odată cu alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, domn al Moldovei, pe 5 ianuarie 1859 și domn al Țării Românești, pe 24 ianuarie 1859. Dacă ne amintim că prima întregire a celor trei provincii istorice românești, Muntenia, Ardealul și Moldova, a făurit-o cu spada voievodul Mihai Viteazul la 1600, rezultă că la 24 ianuarie 1859 se realiza a doua unire a românilor, însă fără Transilvania și Basarabia, care aveau să sufere în continuare jugul austro-ungar și țarist, până la 1 decembrie 1918, când, prin jertfa de sânge a orsenilor români,
în timpul primului război mondial, se împlinea visul milenar, de la Dunăre la Tisa, din Carpați în Pirinei. Cu acest prilej, lectorul universitar dr. Brândușa Juica, președinta Departamentului pentru Literatură al Societății de Limba Română din Voivodina, a prezentat eseul sub genericul Eminescu și azi printre noi. Într-un fel, Eminescu e sfântul preacurat al ghersului românesc. Din tumultul dramatic al vieții lui s-a ales un crucificat. Pentru pietatea noastră depășită, dimensiunile lui trec peste noi, sus și peste văzducuri. Fiind foarte român, Eminescu e universal. Scria Tudor Arghezi în cuvânt înainte al volumului Mihai Eminescu Poezii, apărut la București, editura Minerva, în anul 1971. Și istoria i-a dat dreptate. Fragmente din capodopera eminesciană, Luceafru, au fost prezentate biling în limba română și sârbă de studentele la școala de înalte studii de specialitate pentru instruirea educatorilor, Mihailo Palov din Vârșeț. La reușita manifestării și-au dat contribuția și Darisa Cornea, Marina Musta, Andreea Zemand Cebzan și Vasilia Vărădean, elevi la școala generală Olga Petrovradi și din Vârșeț, pregătite de profesoara Lenuța Urzescu și care s-au prezentat cu un impresionant recital eminescian. Măreața sărbătoare a românității a fost încununată și cu o remarcabilă expoziție de picturi ale maestrului Viorel Fora din Zrenjanin, expoziție la care a fost prezentată și o parte din creațiile Adelei Flora, fica a renumitului pictor academic. Mama mea e din Jamul Mic, tatăl meu e din Satul Nou, așa că eu am străbătut în lung și în larg Vârșețul și satele din împrejurime. Chiar și inspirația mea e din Jamul Mic, căsuța asta romantică cu care am avut mult succes și am reprodus-o de 10-15 ori. În mod deosebit amintim evoluarea cu brio a tinerei cântărețe din Belgrad, care cu vocea sa de soprană lirică a încântat numerosul public din Vârșeț, dar și din alte orașe și sate voivodinene. Însuși faptul că la manifestare au venit și români, sârbi, maghiari din Alibunar, Belgrad, Novi Sad, Plandiște, Satul Nou, Sfânt Mihai, Straja, Zrenjanin și din alte localități, vorbește de la sine despre însănătatea reuniunii care a fost organizată de Societatea de Limba Română din Voivodina în colaborare cu Consulatul General al României la Vârșeț. Demn de menționat că Ionel Stuit, secretarul Societății de Limba Română din Voivodina, a înnat un premiu consului general Cosmin Victor Loteanu în semn de recunoștință pentru sprijinul acordat. Premiul de excelență a fost conferit cu acest prilej și doamnei profesor universitar dr. Ileana Magda, președinta adunării Societății de Limba Română, precum și președintelui SLR. Magazinul de astăzi va încadra și o nouă rubrică, care sperăm că va deveni permanentă. Este vorba despre rubrica Să învățăm limba română, iar alături de noi va fi dr. Romanța Iovanovici, directoarea Institutului pentru Editarea Manualelor din Novi Sad. Originea limbii române este tema primei părți a rubricii Învățăm limba română. Când vorbim despre limba română, prima asociație care ne vine este limba latină, din cauza că limba română face parte din familia de limbi romanice, adică toate limbile romanice au la bază limba latină. Limba română este înrodită în acest context cu limbile franceză, spaniolă, portugheză, italiană, retoromană și alte câteva limbi cu un număr mai mic de vorbitori, dar care la fel au la bază limba latină.
De asemenea, trebuie să menționăm faptul că și în cadrul limbii latine au existat câteva variante, dintre care cele care stau la baza culturii europene este varianta limbii latine clasice, iar varianta populară, adică latina populară sau așa cum a fost numită în, într-un număr oarecare de lucrări din literatura de specialitate, limba latină vulgară, adică limba vorbită de popor, limba simplă, limba populară. Această variantă populară, deci limba latină populară, stă și la baza limbii române, atât literare cât și limbii vorbite de întregul popor român. Să spunem câteva cuvinte doar despre locul pe care limba română îl ocupă în cadrul romanității europene. Limba română și populația care vorbește această limbă este geografic izolată de întreaga comunitate romanică. Adică există așa numită romanitate occidentală și romanitatea orientală. De ce s-a produs această scindare, această întrerupere? Această întrerupere a avut loc undeva din secolul al IV-lea, de când a început marea migrare a popoarelor venite din Asia, care au pătruns prin poarta popoarelor, așa numită poarta popoarelor, spre peninsula balcanică, făcând o barieră între populația romanică occidentală și populația romanică orientală. Dintre populația, din cadrul populației romanice orientale, a rămas poporul român și popoarele romanizate care cu timpul au fost asimilate sau sunt într-un număr mic de locuitori și nu au statul lor, respectiv nu au națiune și nu au, deci în acest context, nici limbă literară. Este vorba despre grupurile etnice care trăiesc în Balcani și într-un spațiu mai larg european. Vorbim în acest context și de istro-români, și de aromâni, și de megleno-români. Trebuie să amintim de asemenea și populația romanizată de pe coasta Dalmației, care a dispărut, așa numiți dalmați vechi, care la fel au vorbit o limbă romanică. Și, deci, în concluzie, poporul român a rămas singurul reprezentant al romanității în acest spațiu balcanic. În ediția următoare a magazinului vom vorbi despre asemănarea dintre anumite limbi romanice. Sesiunea de iarnă a început la majoritatea facultăților. Este de altfel prima sesiune de examene în anul universitar 2013-2014, ea urmând să se încheie la sfârșitul lunii ianuarie. În dependență de facultatea pe care o frecventează, majoritatea studenților au intrat în febra examenelor. După sărbători și odihnă, a ajuns timpul să-și învețe. Pregătirile au început și până la sfârșitul sesiunii, ei vor umple sălile de lectură ale bibliotecilor, căminelor studențești sau acele locuri unde au condiții pentru pregătirea examenelor. Cred că mi-s destul de pregătit, că am început să învăț anul ăsta mai bine decât anul trecut, am început la vreme, de când am început prederile și orele, și vreau să spun că asta cred că va fi bine și va trece bine, acum vom vedea cum o fi. Am mult de învățat, să vă spun, și de fapt îmi dau tot de la mine să reușesc, dar sper că o să reușesc. Și i-am pe amândoi părinți alături, care mă ajută, da? Programarea examenelor a avut loc la sfârșitul lunii decembrie, personal sau în formă electronică. Catarina Cassandra și Filip studiază după sistemul Bologna și ambii consideră că este un sistem bun.
toți studenții de la medicină au mult să învețe și e mult mai ușor când materia e împărțită în mai multe părți, că ajungem să învățăm și mai ajungem pe lângă și să ieșim și să ne distrăm și la vreo băutură cu prietenii. Și, na. Cred că sistemul ăsta de studiat ca la Bologna este un sistem destul de reușit, numai că la noi la facultate nu se aplică peste tot. Unele obiecte se pot depune peste sistemul ăsta și strângem puncte în parcursul anului școlar, dar altele trebuie să așteptăm sesiunea și să răspundem în scris și oral. Ambii sunt studenți în anul 2. Catarina Casandra studiază facultatea de medicină, iar Filip s-a decis pentru facultatea de științe naturale și matematici, profil finanțe. Îți este aglomerată o zi la facultate? Cum merge? Câte cursuri ai? La noi la facultate nu este prea aglomerată ziua, din cauza că mai mult se caută că să noi facem acasă exerciții și temele și așa menește lucrări care trebuie predate. Și nu este, chiar am avut anul ăsta o zi și libere și mulți studenți nu au. Deci ești mulțumită cum decurge școlarizarea ta până în prezent? Să spunem că nu mi se face 100% mulțumit, mă, este bine. Tot ce e legat de medicină mie mi este interesant și îmi place. Normal că este obiecte care nu mi le plac, dar care trebuie să le învăț. Dar la praxă ne ducem pe la spital și ne uităm la operații sau ajutăm dacă cineva ne dă voie. Și, în general, e tot aia interesant, că tot aia ce am văzut la televizor până acum, acum pot și eu să fac și să văd personal. Dar la Verșbe, când de exemplu, în anul întâi când am avut la anatomie, a fost destul de interesant că am căpătat părți de corp pe care noi am învățat. Pe parcursul întregului an universitar trebuie acumulate puncte. Fiecare examen este notat cu un anumit număr de puncte în dependență de dificultate. Să spunem că un examen depinde de greutate și de acelui, are în jur de, poate să aibă și 2 puncte, dacă să vorbim limba engleză, care la noi la facultate nu e așa de importantă pentru materia care o studiezi, dar și altele obiecte care se legace de economie, de finanțe, au puncte mai multe. De exemplu, un obiect are 9-10 puncte. În anul 2, eu ascult obiectele în amândouă semestre și atunci examenele mi sunt în iunie, la capătul anului. Întâi test și după aia oral, dar numai la un obiect am avut până acum colocviumul care trebuia să le dau ca să pot să ies în iunie la examen mai departe. Dar despre puncte, ne trebuie, ca și la fiecare facultate, 48 pentru buget, dar 60, na, dacă vrem să dăm toate examenele. Cât te costă școlarizarea la facultatea ta? 110.000 anul, fiindcă pe lângă aia nu mai trebuie să se plătească examenele sau programarea examenelor, ce e mult mai ușor. Viața de student este cea mai frumoasă perioadă din viața unui tânăr. Deși au de învățat, își fac și timp liber pentru a se și distra puțin și uita de ceea ce așteaptă când ajung acasă. Novi Sad îmi place ca orașul. E mult mai liniștit decât Belgradul și acolo nu m-ar fi nici regăsit așa de bine ca și aici. Este și destul de aproape de orașul meu de la Zrenjanin și este mulți colegi din clasă, majoritatea din colegilor din clasă au venit aici. Despre viața de student pot să spun că e o viață frumoasă. Da, n-avem nu știu ce probleme acum, numai să învățăm și așa. Am noroc că nu trebuie să lucru, ca mie poate să mă ajută de acasă și aia. Și asta, ce știu, pot să spun că nu ieșim așa în cluburi și în așa, că este și mai cu preț și mai trebuie, ca studenți întotdeauna le trebuie bani și așa. Și asta. Deci ai timp liber și pentru distracție. Dacă mi-s bine organizat în ziua aia, se poate găsi și timp pentru distracție. În timpul sesiunii, ți se pare ușor sau greu a nu ieși cu prietenii? Păi, îmi este greu, că mi-s obișnuită să ies și să mă distrez cu prietenii, dar
mi-e mai ușor când stau acasă și să învăț, când știu că musai să învăț, că trebuie aia să termin și atunci o să, când trece tot aia, o să ies cu prietenii și o să fie tot mai bine. Ți se întâmplă uneori ca atunci când trebuie să înveți, chiar că nu ți se învață? Păi știți cum de la început, da, aia când nu e sesiunea aproape, dar când e sesiunea aproape, atunci nu mi se întâmplă asta, învăț și zi și noapte. Perioada de studenție este diferită de la student la student. Cel mai important este să se realizeze un echilibru între distracție și învățătură pentru ca viitorul să poată fi asigurat. Materialul semincer este scump, îngrășămintele chimice și motorina la fel, iar precipitațiile lipsesc. Ce vom semăna la primăvară? Toate revendicările agricultorilor și asociațiilor de agricultori din țară au fost în general acceptate de Ministerul Agriculturii, așa că legea care se referă la subvenții nu va fi schimbată. Predložiți u Ministarstvu financija i Vladi da gazdinstva dobiju 6.000 dinara po hektaru za posjed 100 hektara površine bez prikazivanja računa, kao što je do sada bilo, i 6.000 dinara koje mogu utrošiti za nabavku mineralnog đubriva i dizel goriva, a vidjet ćemo da tu bude uvršteno i deklarisano seme. Dakle, da vi zaberete šta ćete kupiti. 91% din bugetul Ministerului pentru Agricultură vor fi destinate subvențiilor pentru investiții în agricultură și 2% pentru servicii în agricultură. În tot cazul, mai bine ceva decât nimic. Noi, înainte cu o săptămână, două, am fost înfricoșați că nu o să primim nici cele 6.000. Așa că, cât aud acum în momentul de față, e bine și așa dacă nu s-a putut mai mult a strânge pentru agricultori. Că vedeți și singur de anul trecut, agricultorii, de fapt, sunt într-o problemă mare, cum să intre în primăvară, de fapt, banii ne trebuie la toți să mergem și la agricultori în primăvară. Suntem mulțumiți de ceea ce a spus Ministerul Agriculturii, 6.000 o să se dea bani pe mână și 6.000 o să meargă până în îngășăminte chimice, până motorine, prin semințe declarisate și ni-s mulțumit. Dar putea să fie, de exemplu, mai mari, că în regiune, în Europa, Uniunea, subvențiile mai mari decât la noi. Din an în an la noi subvențiile vin tot mai mici, dar în Europa subvențiile tot mai mari. Și numai așa putem să exista în agricultură. De exemplu, floarea soarelui și porumbul, de exemplu, tot e declarate și putem să facem acuși cu așa 6.000, ori vrem să luăm motorină, ori vrem să luăm îngășăminte chimice, putem să dăm declarația la însămânță. Când ar trebui să ajungă acești bani? Acești bani, de exemplu, înapoi 2-3 ani, tot târziu ajung, prin noiembrie-decembrie, banii ar trebui să ajungă la agricultori, al mai târziu până în 15 martie, ca să poate agricultorii să cumpere semințe și îngășăminte chimice, motorine, de exemplu, dar dacă s-ar întâmpla să vină iar în noiembrie, iar e greșit. Și eu sper că Ministerul Agriculturii o să se lupte ca să banii ajungă, după vorba lui, cum a spus astăzi, o să fie până în începutul lui însămânțarea de floare soarelui și de porumb. Și sper că în viitor o să fie subvențiile mai mari. Ce vom însămânța la primăvară pentru a obține un profit și unde vom găsi banii necesari pentru înființarea culturilor sunt întrebările la care agricultorii încă nu au un răspuns. Să vă spun curat, nu știu nici eu cum o să fie pe la gata. Noi avem, iacă vă uitați, porumb avem de toate, dar nu-i preț. Aștelanci toate îs scumpe. Îngrășămintele chimice îs tot la prețul ca de anul trecut. Semânțiurile îs tot au rămas la prețurile ale de anul trecut. Dar porumbul de anul trecut îi pe jumătate mai ieftin ca anul ăsta. Și nu știu, pe la gata, nu știm cum o să ieșim la o calculație a semena mai departe. Cred că o să punem și câta îngrășăminte chimice, măcar cât de cât, ca să avem monadă, că o să dea o recoltă mai bună, dacă
nu îmi punea nimic, nici nu putem să așteptăm la o recoltă. Până în prezent, Ministerul Agriculturii a reușit să achite datoriile față de aproximativ toate gospodăriile agricole. Anul trecut, subvențiile statului au fost folosite de 225.249 de gospodării agricole. Indiferent unde îl așează viața, omul trebuie să fie animat de intenții bune și constructive. Ai văzut gospodăria unui om harnic? Ai ce vedea, o adevărată grădină frumoasă, plină de liniște, cu oameni harnici și ordonați. Fiecărui om îi este predestinată soarta. Cel ce vrea să își câștige învățătura pentru viitor, să răsfoiască cartea trecutului, căci pe paginile ei sunt multe scrise. Unele frumoase, altele uimitoare, ca documente ale vremurilor prin care au trecut până au ajuns unde sunt. Sunt de origine de la locuințe mele, unde m-am și născut și unde am trăit până în 71. Situația la vremea aia a fost mai bună ca acum în comparație cu angajatul. Neavând serviciu, tatăl meu, care a venit cu câțiva ani înainte la Naftagaz, care a lucrat aici la Chichinda, și mulțumind lui, am venit și eu tot la Naftagaz în mai 1971. Așa că împrejurarea a fost că am ajuns aici în Chichinda pentru serviciu. Am rămas aici și am lucrat la Naftagaz între 71 și 76. În 76, pentru vorbind limba română, pentru că să frontiera cu România află la 7 km, le-au trebuit un român la Ministerul de Interne și așa am ajuns la Ministerul de Interne. Aici am lucrat până în 90. În 91 m-am pensionat foarte tânăr. Pe soțul l-am cunoscut la primul revelion pe care l-am făcut la școală, s-a organizat. Și atunci directorul, văzând că suntem mai mult fete decât băieți, s-a gândit să invite și băieți din sat. Și atunci l-a invitat, a fost și el unul printre invitați și așa ne-am cunoscut. Și deja de primul mai am făcut nunta. Iată, așa a trecut timpul la Simiai frumos. Soțul, cum a zis, în 71 a plecat la Chichinda, iar eu am rămas cu bunicii lui Pătru la Simiai 5 ani de zile până a găsit loc și pentru mine de a trece aici la Chichinda. Așa că în 76 am trecut să lucrez la turnătoria de piese pentru automobile de la Chichinda. Aici mi-a fost destul de greu la început, adică foarte greu. Tot ce am știut din limba franceză acum mi-a devenit necunoscut. Alte expresii, alt mod de scris, de adresare, și așa că a trebuit timp îndelungat ca să mă acomodez la noul mediu. Nu e ușor să lucrezi și să te afirmi între 6.000 de muncitori. Aici am lucrat 12 ani. După aceea am trecut, când asta turnătoria deja nu a mai mers așa cum a trebuit, am trecut la judecătorul pentru contravențiuni, la tribunal. Și aici am lucrat ca traducătoare de limba franceză și limba română. Frații David și Adam Petrov vorbesc bine limba română. De unde ați învățat? Am învățat de la bunica și de la bunicu și de la televizor. Și desigur că ați participat la unele concursuri, ați fost în România la diferite tabere ale copiilor. Cum v-a plăcut?
fost bine, nu? Da. Împreună cu fratele David, Adam știe limba română și îi place să meargă în România. Unde ai fost? La Chiavereș. Și ai cunoscut mulți prieteni? Da. O să mai merge în România? Eu cred că da. După ce am ieșit la pensie, imediat au venit și nepoții și atunci m-am ocupat și de ei. Am avut marea plăcere pentru mine, îndeosebi, să învăț limba română. Cu ei le-am cântat cântece, le-am spus poezii, i-am învățat Înger, Îngerașul meu, i-am învățat Tatăl nostru. Tot aceasta i-am învățat și i-am zis în limba română. Chiar am avut aici locatari și copilul lor, primul cuvânt care l-a rostit a fost în limba română. Deci și nepoții tot în limba română au rostit primele cuvinte. Sunt mândră că am reușit până acum și copiii să-mi vorbească românește, totuși într-un mediu unde nu se vorbește limba română, și copiii și nepoții. Cu părinții mei am venit aici la Chichinda din 1972. Toată școala am făcut-o în limba sârbă. Limba română am învățat-o de la părinții mei și puțin cât am fost în România. Când am terminat liceul, am înscris și facultatea în Sombor și am terminat de învățători. Prima angajare m-a fost în școala Sfântul Sava din Chichinda și până acum lucrez tot acolo. Aș dori să și băieții mei să învețe, adică să știe limba română cât mai bine, și pentru asta au fost și cu bunicul și cu bunica la România, la o tabără de vară la Chiavereș, și acolo au învățat mult limba română. Am început să pictez în urmă cu 15 ani. De altfel, aceste picturi sunt ulei pe pânză, iar pictorul meu preferat este Van Gogh, deoarece el folosește culori calde, pastel, chiar pe placul meu. În primul rând, am dorit să împodobesc colțul și casa mea, să mă simt bine, deoarece fiecare pictură este o fereastră, o poveste. Fiind de la Semiai, fiind crescut la pământ, nepot de țăran, și n-am putut să stau liniștit, am cumpărat o jugăre de pământ în apropiere de Chichinda, unde am făcut o casă de odihnă, cu toate că casă de odihnă e greșit numită, trebuie să fie casă de oboseală. Am pus pomi, am 100 și vreo 20 de pomi, care și acum i-am, puține vie. După, fiind la Ministerul de Interne, am știut că mă duc tânăr în pensie. M-a fost frică ce o să fac eu în timpul ai 8 ore care le-am servit, dar nu 8 și mai mult, le-am petrecut la serviciu, când nu mai mă duc la serviciu și am început să mă ocup și cu albinele. Așa că în momentul de față am 55 de familii de albine. Aceasta aici este soba mare, cum i-au zis la Simiai, chiar adusă de la Simiai. Mobila este de la soacra mea și paturile sunt aranjate așa cum s-au aranjat la Simiai. Cu ponevi lucrate, cu chilimuri, cu căpătâie multe. Atunci dulapurile acestea la noi, la Simiai, s-au aranjat pe ușă, s-au pus ștergare lucrate.
Așa că fie dulapul a fost aranjat prima dată, s-a început de la uși, să fie aranjate cu ștergare lucrate de femeile, ori mai în vârstă, ori de acelea care, de fetele care trebuiau să se mărite. Eu toate acestea le-am moștenit de la mama mea și de la soacra mea. Așa că, după cum vedeți, ele și după cum vreau să menționez, fetele de la Smiai de foarte devreme au început să lucreze, ori croșetat pentru fețe de masă, pentru ștergare, pentru astea ponevi lucrate. Intenția mea a fost să mă întorc la Semiai permanent. Nu am reușit. Copiii, când au început la școală, am spus, acum e gata cu Semiaiul. Durerea mea cea mai mare este că familia Petrov, care cândva a avut un sârb în familie de la care se trage numele de Petrov și s-au întors la români, familia mea o să se piardă ca familie de români. Ce rămâne în urma noastră drept dovadă a prezenței într-un anumit loc, spațiu, timp? Puțin, mult, nimic sau poate niciodată îndeajuns. Portul moștenit de la bunici și străbunici reprezintă identitatea noastră națională. El trebuie scos din lada cu zestre cât mai des, în special pentru generațiile tinere, pentru a nu-și uita rădăcinile, pentru a ne păstra graiul și portul pe aceste meleaguri. Doracul e sat frumos, cu pământ bun și mănos. Sat frumos și sat bogat, doracul e mult mi-ești drag. Oameni harnici și frumoși lucră pământ din strămoși. Îl lucră și se mândresc că de la pământ trăiesc. Ca să pot să povestesc despre torac, trebuie întâi să vă spun că în toracul de acum au fost două sace. Toracul mic și toracul mare. Totodată au fost și două porturi. În toracul mare s-a purtat un fel de port, în toracul mic s-a purtat alt fel de port. Eu mi-s căsătorită din toracul mic în toracul mare, așa că o să povestesc despre ambele porturi. Toți aceștia au fost făcute din materiale care bunișii noștri le-au țesut în război și cosuce de mâinile la mame și la bunici. Torășenia e mari, ori vint din Săcălaz, dar din România, dar torășenia ai mici, ori vint din Crișana și s-au stabilit aici, lângă Bega. Să spun că toracul mic s-a încuscrat mai mult cu ancăitul și cu clecul, că au avut un port și o tradiție, dar toracul mare s-a încuscrat cu ieșca, cu sălșia și cu uzdâniu. Așa că două sace au fost cu două tradiții care nu s-au prea apropiat unul de altul până în anii 40. Abia atunci au început fecele din toracul mic să se căsătorească cu băieții din toracul mare și fecele de la toracul mare să se căsătorească cu băieți din toracul mic. Am în fața mea o fată care poartă costumul din toracul mare. Costumul e compus din speciel, care e cosut ațâu, cu culorile roșu și negru. E pe pânză țesută în război. După aia vin cotrânțele, cotrânțele îs cu drod fir, tot pe roșu cu galben. Poalele la fel, au modelul de pe speciel. Și la brâu, are brâul auriu. În pișoare poartă năticaș cu obrăzariu plin. Năpoi are cotrânță care fiecele nu le-au purtat, le-au purtat numai femeile măritace. Și la grumaz are galbini,
ce au fost mai mult la tură. Galbini. Alea au fost fece bogate care au avut galbini. Fotografia asta e de 90 de ani. Aici e fotografiată soacra mea, de la care eu am primit tot ce costumurile și le-am păstrat și o să le arăt și la nepoții mei să le păstreze mai departe, că e tradiția noastră torășeană. În fotografia asta am pe bunica mea, care s-a fotografiat înainte cu 100 de ani. Așa a fost portul la Tore cu Mic. Aici am o fotografie de la nunta unei femei când o mers la Mirili cu Zestrea. Zestrea s-a pus pe trei remorși. A fost mobilă de dormitor, mobilă de cuină și prânzitori. Așa au dus fecele bogace de la Torăc. Acum vă prezint o fată îmbrăcată în portul din Torăcu Mic. Costumul e compus din spășel, cosut cu negru, tot din pânză de casă, din prusluc de mătasă, cum e și rochia. Și rochia e făcută tot roata cu pături, cătrânța îi cu șlari și un brâu frumos. Dar în picioare, tot năticași s-au purtat și la Torăcu Mic, năticași cu obrăzariu plin. Tot pe space s-a pus o cârpă de mătasă neagră, ca un șal. Oamenii au purtat tot țesut în război, s-au făcut ca un fel de stofă și s-au numit șubă. De acolo au purtat pantaloni și-au făcut iangăre, cum s-au spus înainte. În spațiile mele am lucruri care mă aparțin tot ce mie. Mie și la nurorile mele și-s făcute de când am fost eu tineră. Că eu de la 13 ani am început să cos crușuliță, așa a fost pe atunci vremea, fiecele să se pregătească de măritat. Și eu am mele și le-am avut de la mama mea tot ce-au fost pregătite de mine, de mama mea și de bunica mea. Am fieță de masă, am mileie, am perinuță, am șcerguri care s-au pus la cai când au fost nunțile la Torăc, s-au împănat caii când s-au chemat la nuntă. La nuntă s-au chemat sâmbăta. Plin de coșii au fost și plin de oameni și nunțile au fost tare frumoase și tare mari. Pe urmă am ștergare care s-au pus la giveri. Giverii au fost legați. Și lor li s-au făcut șcerguri anume. Acum am o fată îmbrăcată cum se colindă când e la noi la Torăc. Ea e îmbrăcată tot dintr-un spășel alb șlinguit. Pe urmă are o cotrânță cu flori frumoasă cu drod fir. Poalile cosuce cu crușuliță pe bumbac netors și are un prusluc frumos și un brâu iară foarte frumos.
în cap poartă cârpă de pliș. Cum or purtați femeile mai înainte? Doamna Maria Rașa din Torac ne-a prilejuit o sărbătoare pentru suflet și ochi, arătându-ne și vorbindu-ne despre portul național al românilor din acest sat, populat cu bănățeni și ardeleni. Acest port ni s-a arătat în toată strălucirea nepieritoare și ne-a scos pentru o clipă din cotidianul zgomotos și istovitor, transponându-ne într-o lume de altă dată, de neuitat. Frumoasă copilărie, stau pe prispă și gândesc și vreau ca să-mi amintesc ce copilărie aveam și de ea mă bucuram. Eram mulți copii într-o stradă, cu toți ne jucam grămadă. Nu era strada pustie, era plin de gălăgie. Dar acum strada mea pustie o rămas ea, casele sunt părăsite doar de bătrâni locuite. Temperaturile extrem de ridicate în ianuarie afectează atât corpul uman cât și sănătatea publică. Cum suportă cetățenii schimbarea bruscă a temperaturilor și cum se pot preveni bolile cronice, veți afla din următorul reportaj. Schimbările climatice cu temperaturi nefirești din ultimul timp afectează nu doar agricultura și economia, ci și sănătatea publică. Dr. Ion Sfera de la Spitalul General Vârșeț spune că organismul nostru trebuie să se adapteze, altfel avem de suferit. În perioada caldă, adică iarna aceasta cu temperaturi înalte, nu se ajunge la selectarea naturală, adică la temperaturi scăzute, unele microorganisme și viețuitoare sunt inhibate sau chiar nimicite. Așa că s-a făcut o selecție, natura a intervenit la anihilarea lor și când vine timpul călduros să o ia de la început pentru dezvoltare, dar într-un număr mult mai mic, așa că până la iarna viitoare se mulțesc, iarna viitoare la fel se distrug și așa. Acum cred că o să avem o invazie de probabil multe organisme care o să fie nocive pentru natură și pentru om, mai cu seamă bolile colective cunoscute ca gripă, care poate să explodeze și niciodată nu știi cât poți să o controlezi și unde va ajunge gripa respectivă. Cum se poate ocroti omul de aceste microorganisme? Bineînțeles, pentru o apărare eficientă asupra contragripei este în primul rând vaccinarea. După aceea este întreținerea organismului într-o stare de condiție